Așa cum altă dată, la ultimul etaj la care noi nu visam și s-a împlinit, mi-a făcut cruș la fiecare milimetru pătrat, până când am stabilit că de acum, dacă nu găsesc nicio cameră de cazare în Arad, mă cer la pediatrie. Vă mulțumesc că ați dovedit că medicina are față umană. M-am gândit câți dintre copii, câți dintre noi copii fiind, am fi avut nevoie de astfel de condiții ca să nu ne speriem, să nu ne trăim dramatic bolile noastre și ale copiilor noștri, care deja sunt generații mature. Și m-am gândit că ați construit acum așa cum construiește biserica, pentru generațiile viitoare. Sigur că trebuie să ai cavaleri în cetate pentru asta, ca să poată face voluntariatul necesar. Sigur că trebuie să ai sprijinul oamenilor. Mai spune câteva, câțiva îmi spun, ce Dumnezeu ne-a ajutat și eu îi fac cunoștință cu Dumnezeu. Adică oamenii care au ajutat să lucreze aici. Dumnezeu lucrează prin oameni, slavă Domnului. Uneori, oamenii lucrează tot prin oameni împotriva lui Dumnezeu, dar asta e altă secție. E clar altă secție decât pediatrie. Vreau să vă mulțumesc frumos că stați alături de oameni. Știu, vă înjură, vă scuipă, vă acuză de malpraxis, vor da cu noastră de pământ. O să vedeți câte mame nemulțumite vor fi aici, de ce e albastru și nu-i verde, de ce e verde și nu-i galben. Vă rog să aveți încredere că tot ce ați făcut este nu după rigoarea științifică, că e doamna rector aici și noi știm. Ăștia de la catedra universitară știm că vocația bate cariera. Vocația bate cariera. Tot timpul vreau să vă rog să lăsați vocația să bată cariera. Aici, pe seama copilor, nu se poate face carieră. Moftangii, îngânfații, acriturile, n-au ce căuta în medicină. Dinozaurii, domnul președinte, vă rog frumos să lărgiți grădina zoologică, să-i adăpostiți. Ajunge. Ajunge, este momentul în care România medicală poate să-și reformeze corpusul preoțesc cu maximă seriozitate și cel medical deopotrivă. Și apoi vreau să vă mai zic ceva. Urcând în alt preasfințit înaintea mea pe scări, am avut senzația reală că Sfântul Luca al Crimei împreună cu noi. Sfinții nu sunt toți medici, dar toți medicii pot ajunge sfinți. Avem nevoie de sfinți în calendar. Vă băgați? Da? Vă rog eu mult. Copii, eu vă știu că nopțile nedormite, suferința pe care o aveți alături de ei, drama pe care unor o trăiți, eu știu cum e să-ți treacă printre degete viețile. Să nu poți face nimic. Știu ce înseamnă să ai toate aparatele din lume, dar să n-ai puterea să susții un om să rămână în viață. Vreau să vă rog frumos, când simțiți că nu mai e nimic de făcut, strângeți mâinile și nu le lăsați ca niște învinși. Când știți că ați făcut totul, nu sunteți învinși. Adunați-vă mâna în rugăciune și spuneți ceea ce spuneau bătrânii noștri. Doamne, Tu ești doctorul cel mare. Ce nu putem noi, fă Tu, că veșnicia Ta e mai presus decât sănătatea pe care o putem da noi înapoi. Nici nu știu cei care trec pe stradă ce frumos este aici. Dar îmi doresc să afle cât mai puțin copii ce frumos este aici. Ați construit grădinile suspendate ale Semiramidei. Dar să dea Dumnezeu să treacă cât mai puțin copii pe aici, iar moftangiilor, care tot timpul comentează, trimiteți-le câte o poză. Să vadă România medicală modernă. Acolo unde, dacă oamenii se strâng împreună, pot face mult. După spusa cronicarului de odinioară, mult pot puținii buni împreună. Așa că vă rog frumos să aveți grijă de dumneavoastră, să vă portați de grijă. Și în jurul păzitor al Aradului, că fiecare cetate are un înger păzitor, va trimite pe îngerul său păzitor pentru spitalul de pediatrie, care din când în când va trece să aerisească zona. Să vă spună că, de fapt, acolo unde nu mai poate mâna oamenilor, poate aripa îngerului, și unde nu mai poate aripa îngerului, sigur poate mâna lui Dumnezeu. Vă rog frumos, când vă e greu, să simțiți pe umărul drept că vă bate Hristos și vă zice, mergi mai departe, e nevoie de tine. Vă mulțumesc frumos că văzură ochii mei, ce nu credeam că e bine, adică nu credeam că va ieși vreodată, sunt în continuare impresionat de munca voastră. Cum a fost impresionat de naveta spațială de la radiologie, că doar de acolo ne-am împrietenit noi când i-am văzut pe oameni supărați că picau tavane. Dar acum nu de tavane aveți nevoie. Din contră, Dumnezeu iubește cupolele, dracu plafoanele.
Nu rămâneți sub plafon, continuați să construiți cupole. Vă îmbrățișez și îndrăznesc așa ca universitar sibian să-i spunem, doamne rector, ne băgăm la un concurs. Sper ca cei de la Sibiu, care și-au făcut și o secție de pediatrie foarte frumoasă și una de neurologie la fel de frumoasă, sper ca lumea din afara spitalului să învață de la lumea spitalului. Când îți pasă, n-ai culoare politică, n-ai viziune ideologică. Înaintea noastră, bolnavii nu sunt de o culoare sau alta, sărați sau bogați, trebuie sau dreți. În Hristos suntem toți ai lui Hristos. Slavă Domnului! Vă sărut mâna, vă binecuvântez și așa cum a spus, cât mai puțin copii care să treacă pe aici și cât mai mulți care să le cânte de la geam colinde. Mulțumesc foarte mult! A fost un efort, recunosc că am fost implicat și eu în multe renovări, că au fost niște renovări imediat după Revoluție, dar de amploarea și de rezultatul și de să spunem, nivelul la care s-a efectuat renovarea aceasta, mi se părea la un moment dat, adică mi se pare imposibil, dar mă confrunt cu faptele reale și asta este pentru mine o mare bucurie. În numele tuturor colegilor pe care am avut aici și în numele meu personal, colectivului care și-a adus aportul la acest important edificiu pentru acordarea sănătății copilului și în special a sugărului, care este partea cea mai labilă a existenței persoanei umane, vă mulțumesc și le doresc tuturor sănătate și capacitatea de a organiza și de a efectua acțiuni de felul acesta și în același timp de le acorda sprijinul pentru toate acțiunile pe care le vor întreprinde, pentru că medicina este un domeniu în plină evoluție și în plină desfășurare și este nevoie întotdeauna de a fi împreună pentru a realiza obiectivul nostru de a acorda sănătate sugarul și copilul mic, toddlerului, cum le zice. Mulțumim, domnul doctor. Astăzi, proiectul Cetatea Voluntarilor și ceea ce facem la spital este un proiect al județului Arad și al țării noastre, pentru că ceea ce este aici este un exemplu pentru țara pe care noi o construim și vrem să o construim foarte bine. Și cel mai bun motto în care eu cred este că ceea ce a făcut Cetatea Voluntarilor este o bucată de Românie foarte bine făcută. Și sunt foarte mândră de asta. De fiecare grădiniță și de fiecare perete. Aici, da. Deci pentru noi legătura cu Dumnezeu este cea mai importantă și misiunea noastră de medic. Înainte de toate suntem medici, eu hematolog, ea pediatru și necesită într-adevăr o dăruire fantastică, extraordinară și venind înainte de a veni aici și după biserică, vorbeam cu mama și poate, cred că nimeni nu știe, poate cei mai corifei pediatriei avedene, pe care aș vrea să-i salut și să le mulțumesc pe calea aceasta. Sora mea a fost internată aici și aici și murit. Pentru mine este tot un moment încărcat de emoție, de aceea cred că emoția, felicitările și tot ceea ce este cel mai bun și mai pe placul bunului Dumnezeu, în afară de felicitări pentru energia voastră și pentru tot ceea ce faceți și dăruiți comunității arădene, se adresează și tuturor celor de față care au înțeles că investiția se face pentru copii, pentru această secție care este clinică și pe care doresc ca prin calitatea doamnei doctor Ciurea, șef de secție și a oamenilor care au lucrat și lucrează în continuare în cadrul Spitalului Clinic Arădean, să dovedim faptul că medicina arădeană merge mai departe, că așa cum a zis părintele, da, suntem uneori acuzați sau suntem terferiți, dar imaginea medicinei arădene și dăruirea pentru comunitate trebuie să meargă mai departe. Vă mulțumesc! Mulțumim! Preasfinția voastră, preacucernice părinte profesor, preacucernici părinți, stimată doamnă rector, doamnă manager, domnilor comandanți de arme, doamnelor și domnilor doctori, profesori,
Stimați reprezentanți ai societății civile și ai mediului de afaceri, asta înțeleg eu comunitatea arădeană. Să fim toți împreună în jurul bisericii și să facem fapte bune pentru cei din jurul nostru. Și astăzi, după 2 ani de zile, putem să spunem că avem o picătură într-un ocean. Spitalul acesta are 55 de secții. Ori 2 ani, mi-ar trebui vreo 110 ani să pot să fac aceste secții la nivelul acesta. Noi pe PNRR am obținut acum 115 milioane, adică 110,5 milioane trebuie să punem noi Consiliul Județean de euro și ne-au dat termen până în 2026 să facem spitalul ăsta cu 10 etaje. Mai imaginați-vă cât de realiști suntem, dar îl facem. Nu o să fac, Părinte Vlad, la nivelul ăsta niciodată în 2 ani de zile un spital, de aceea avem nevoie de această asociație care trebuie să adune în jurul său energiei, oameni frumoși cum sunteți dumneavoastră, și să încercăm să dăm frumusețe acestor spații, pentru că noi dacă le scoatem la licitație, firmele le fac așa mai gri. Cam asta e obiceiul în România. Dar noi ne bucurăm că le facem și așa, pentru că spre deosebire de alte părți, în județul Arad, noi în 29 terminăm al treilea spital, de când sunt eu președinte. Plus secțiile pe care le-a făcut Cetatea Voluntarilor, pentru că a făcut mai multe secții. Și, sigur, plus modernizările pe care le facem în fiecare împreună cu managementul spitalului și dotările care nu sunt ieftine. Noi aducem aici aparatură de zeci de milioane de euro și asta se face cu un efort supraomenesc. De aceea eu vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră pentru că ați venit alături de noi și n-ați lăsat greul acesta, așa cum se întâmplă în general, pe v-am ales, descurcați-vă. Un ales are nevoie de comunitate în jurul lui, așa cum comunitatea are nevoie ca alesul să nu trădeze. Și eu cred că mi-am făcut datoria și o să mă fac în continuare și aș vrea să fiți mai mult alături de Cetatea Voluntarilor, pentru că ieri eu am fost trist. N-am avut niciun amestec în acțiunea aia, în afară de faptul că v-am dat spațiu pe gratis în fața Consiliului Județean. Nici măcar n-am venit decât să fac și eu partea mea de sacrificiu. Și ați fost asimilați politic cu partidul din care fac eu parte și chiar nu meritați. Și vă rog să apărați Cetatea Voluntarilor, să nu o lăsați să fie politizată, pentru că până la urmă pierde comunitatea arădeană prin lucrul acesta. Eu încerc să vă țin la distanță, dar cum să vă ajut dacă nu sunt prezent fizic la astfel de acțiuni? Eu vă doresc să fiți puternici. Acum sunt sigur că odată cu venirea domnului Simon, deja o să aveți acolo un alt sprijin. Nu o să mai vă curasă să ia toți de voi. Și ce să vă zic? Vă doresc succes și mă bucur că de fiecare dată când vin aici, descoper că echipa e mai mare. Bine, descoper în primul rând că aceiași oameni sunt prezenți, înseamnă că nu i-ați dezamăgit, dar echipa se lărgește. Și ca să le răspund celor care vă atacă că folosiți școala și copiii, trebuie să înțeleagă că dacă voi ați făcut 20 și ceva de unități școlare, acei oameni de acolo se simt obligați să participe alături de voi la astfel de acțiuni. Și uneori iau copiii în timpul școlii, părinte, și poate mai cer și părinților niște bani să vină să ajute un club sportiv care trebuia să-l facă ministerul care îi ceartă astăzi. De ce folosesc elevii și școlile în timpul programului ca să ajute Cetatea Voluntarilor? Domnului să ne rugăm, Doamne mine. Să ne rugăm. Eu vă mulțumesc și ce să zic, vă doresc sănătate tuturor și Dumnezeu să vă răsplătească, să vă dea înzecit, că așa e principiul zeciuielii. Ce dați, primiți de 10 ori.